În intervalul 25 ianuarie-1 februarie, autoritățile din sănătate au raportat un număr dublu de viroze și pneumonii. Dacă la jumătatea lunii ianuarie erau înregistrate aproximativ 2000 de persoane ce prezentau afecțiuni respiratorii, în ultima săptămână a lunii trecute s-au prezentat la medic peste 3000 de persoane diagnosticate ulterior cu viroză sau pneumonie. Vremea deosebit de rece, urmată de o perioadă de încălzire bruscă, par a fi cauza numeroaselor îmbolnăviri. Cei mai vulnerabili în fața afecțiunilor respiratorii s-au dovedit a fi copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, din rândul acestora medicii diagnosticând peste 1000 de cazuri. Din fericire, la Buzău nu s-a înregistrat niciun caz de gripă. În total, datele statistice arată că în județul nostru s-au înregistrat săptămâna trecută numai puțin de 2373 de cazuri de viroze respiratorii și 667 de pneumonii. Din totalul pacienților ce s-au prezentat la medic și au fost diagnosticați, 55 au avut nevoie de spitalizare. În acest timp există însă și buzoieni care au ales să se vaccineze antigripal, la acest moment autoritățile din sănătate contabilizând un număr de peste 10.000 de persoane ce au fost imunizate. În aceste zone, la Buzău, au fost livrate 13.070 de doze de vaccin antigripal.